Salut! Numele meu este Zoltan Vereș și ceea ce asculți este podcastul de EQ, adică un podcast despre inteligența emoțională. Oamenii spun că le place să stea de vorbă cu mine pentru că nu contează dacă suntem pe drum sau la birou, oricând stăm la povești, înțeleg niște lucruri care în rest le scapă sau reușesc să plece cu idei care îi ajută să schimbe viața, să-și rezolve probleme sau să-și crească performanța în diverse aspecte. Una din colege mele i-a venit ideea să înregistreze aceste discuții ca să le poată reasculta și am zis, atunci dacă tot înregistrezi, de ce să nu le dăm și altora? Dacă pe tine te ajută să reasculți aceste înregistrări, hai să avem niște discuții pe care să le poți da și la oameni, să poată să ajungă și la alții. Așa că ceea ce asculți și această serie de podcasturi pe care urmează să le urmărești sunt exact despre asta. Discuții despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Mădălina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem? Bună, Zoltan! Bună, Mădălina! Mă bucur să ne revedem! Bine te-am găsit! Astăzi aș vrea să începem o serie foarte interesantă de podcasturi. Așa. Îi spun serie pentru că este un subiect pe care cei care ne ascultă l-au cerut și au pus foarte multe întrebări. Dar pentru că este extrem de mult de vorbit despre acest subiect, am considerat că e cel mai sănătos să împărțim în episoade și să vorbim așa, pe rând, structurat despre diverse teme din această mare temă. Și subiectul este... Relația de cuplu. Evident, relația de cuplu. Subiectul central al vieților noastre. Păi, hai să începem exact cu ce ai spus adineaori. Subiectul central al vieților noastre? Vrem, nu vrem, ceea ce întâlnim în viața noastră în materie de sex opus ne definește. Deci, chiar dacă e vorba de business, chiar dacă este vorba de viață personală, modul în care relaționezi cu sexul opus o să-ți definească rezultatele. Ei, modul în care relaționezi cu sexul opus se vede foarte, foarte bine în relația de cuplu și în modul în care trăiești relația de cuplu. Și atunci, relația de cuplu este un subiect care va defini mai departe tot restul vieții tale, că vrei să accepți asta sau nu, e altă poveste. Sunt foarte mulți oameni de afaceri, de exemplu, care au senzația că felul lor de a fi în relația de cuplu sau în familie nu influențează deloc business-ul, adică ce legătură au. Dar sunt două chestii separate. Complet separate, mai ales pentru noi bărbații, doar că modul în care te comporți cu femeile din viața ta va defini modul în care te comporți cu restul femeilor din viața ta. Atunci, inclusiv colegele de la locul de muncă. Inclusiv colegele de la locul de muncă, inclusiv persoane cu care lucrezi foarte aproape, inclusiv clientele tale sau clienții tăi. Și atunci nu prea ai cum să scoți treaba asta din zona de business. Poți să ignori sau poți să mai reprimi din diverse aspecte, dar să scoți de tot nu o să funcționeze. Hai să începem de fapt cu prima întrebare. Ce sunt de fapt relațiile de cuplu? Sunt practic doi străini care se întâlnesc, se plac, se cuplează și ajung să se iubească. Nu neapărat în ordinea asta. Exact. Ce sunt? Ajung doar să se iubească și nu se vor cupla niciodată. Este foarte interesantă întrebarea, pentru că, din punctul meu de vedere, nu există o definiție foarte clară a ce înseamnă relație de cuplu, pentru că fiecare cumva are stilul propriu de a trăi o relație de cuplu. Cineva spunea o definiție foarte frumoasă la un moment dat, care mie mi-a plăcut. Spunea așa, a fi într-o relație de cuplu nu înseamnă să te privești unul pe celălalt, ci să privești împreună în aceeași direcție. Adică, relația de cuplu, din punctul meu de vedere, și acum nu vorbesc din cărți, vorbesc din ce înseamnă valorile mele, implică înainte de toate un sentiment de iubire, implică un sentiment de apreciere, de transfigurare, adică să vezi ceea ce este mai bun în celălalt. În același timp, implică un sentiment de luciditate, de asumare și de discernământ. Cred că ăsta e cel mai important cuvânt dintre toate, pentru că mulți au senzația că relația de cuplu este chestia aia în care după ce te bagi, toate lucrurile sunt frumoase. Păi așa sunt filmele americane. Da, filmele americane se termină exact acolo unde începe relația de cuplu. Păi da, se căsătoresc și apoi e the end. Da. Și nimeni nu știe că după aceea o să fie mici discuții despre
capacul de la toaletă îngrăsate prin casă, capacul de la pastă de dinți, plaveta de sub chiuvetă, vasele spălate. Seriile de fotbal cu băieții. Seriile de fotbal cu băieții, jocurile pe calculator sau orice altceva de care ne-ar putea deranja. Respectiv, foarte mulți bărbați devin geloși și posesivi după ce intră într-o relație de cuplu. Până atunci sunt foarte relaxați, după care devin niște mici monștri și încep să pună o, nu știu cum zic, sechestru pe iubita lor. Hai să vedem un pic ce se întâmplă, de fapt, din punct de vedere emoțional, în momentul în care acești doi străini se întâlnesc, se văd, se plac. De ce acel străin și nu altul? Păi, acest proces este foarte complex și în același timp foarte simplu. Atunci când am de gând să mă cuplez, cum ar veni, deci când îmi caut jumătatea, cum se spune, nu contează dacă fac asta conștient sau inconștient, dar procesul este în felul următor. Ies în supermarketul relațional, adică unde sunt toate mărfurile pe raft, nu contează care e contextul sau mediul, e exact la fel. Și la un moment dat, creierul meu generează acest sentiment, această emoție de atracție, de fascinație, de îndrăgostire, să zicem. Ei, să se genereze acel sentiment, înainte este un proces de analiză. Creierul nostru analizează non-stop persoanele, nu doar de sex opus, toate persoanele. Și atunci, creierul meu caută să vadă cine este acea persoană care s-ar potrivi cel mai bine cu șabloanele mele emoționale. Atenție, nu ceea ce îmi doresc în mod conștient. Șabloanele tale emoționale inconștiente. Și alea conștiente și alea inconștiente. Dar okay, în special cele inconștiente. Adică, dacă eu sunt obișnuit să trăiesc o stare de frustrare 50% din timp, dacă sunt obișnuit ca încă 20% din timp să trăiesc o stare de entuziasm, de bucuria rezultatelor și încă, nu știu, 30% sunt obișnuit să trăiesc o stare de posesivitate, gelozie, atunci creierul meu va ieși, deci foarte matematic, spus, da? Matematic. Da. Creierul meu, când ies în oraș, o să se uite la persoane sex opus și întrebarea pe care o aruncă așa către toată lumea: cine dintre voi este persoana care ar putea să-mi ofere 50% frustrare, 20% joy și așa mai departe. Și caută persoanele care sunt în jur să vadă care din acele persoane ar putea să exprime acest ceva, să-mi aducă în viața acel ceva. Când vede pe cineva cu care se potrivesc toate aceste lucruri, zică, mie-mi trebuie aia. Asta generează sentimentul acela de eu am nevoie de chestia respectivă. Atenție, nu am nevoie de persoana respectivă, am nevoie de cineva care să-mi împlinească toate aceste șabloane subconștiente. Și în bine și în rău, evident. Bun. Dacă persoana respectivă, în momentul în care mă scanează pe mine, ajunge la aceleași concluzii că are nevoie de ceea ce pot eu să-i ofer, atunci noi doi o să ne îndrăgostim. Dacă nu, eu o să mă simt atras de persoana aceea, iar acea persoană zică, nu știu, eu nu simt nimica. Adică dacă creierul ei va lua lista ei cu nevoile ei de frustrare, gelozie, ce-o fi având ea, și se întâlnește cu lista ta și zic, ok, eu pot să-ți dau asta, tu poți să-mi dai asta, gata, ne îndrăgostim. Toată mai fericită. Aparent. Da. Adică acest sentiment de atracție, acest sentiment de fascinație și de îndrăgostire nu înseamnă că, uai, ce frumos, acolo îi de bine. Nu. Înseamnă că acolo îi de ceea ce ai tu nevoie la nivel subconștient. De asta relațiile cică se strică. Că oamenii au senzația că acest sentiment că mi-e trebuie acolo îi de bine. Pentru că sentimentul e foarte plăcut de altfel sau cel puțin foarte intens. Pe cel puțin ai starea asta de am găsit pe cineva care se potrivește cu ce-mi doresc eu. Exact. Deci sau te-am recunoscut dintre exact mulți alții. Exact. Dar te-am recunoscut, atenție, emoția pe care ne-o generează creierul emoțional nu este o emoție pe care să o facă în urma unei analize conștiente în care zică, stai să văd ce gen de persoană e asta, așa, ok, astea-s calitățile, astea-s defectele, ok, mă descurc cu defectele respective, calitățile alea îmi plac, bun, hai să mă îndrăgostesc. Uh-huh. Okay. Ci pur și simplu, după analiza respectivă, ok, îmi trebuie, eu am nevoie de chestia aia. Ai zis adineori că asta nu e neapărat, nu înseamnă neapărat că starea de îndrăgostire sau, mă rog, starea aia pe care o simțim când creierele se intră în sincron. Ai zis că nu e neapărat o stare bună. Când o spui tu așa, pare ca și când ai afirma că îndrăgosteala nu-i bună. Nu-i bună. Of!
hai să o sucim cumva, că așa sună foarte not funny. În dragosteala se spune că aduce o tendință de a crea o relație în patru. Patru? Da. Care adică, patru? Acum zic. Adică, sunt în joc eu cu ea, da? Da. Eu cu ea ne îndrăgostim, doar că eu mă îndrăgostesc de imaginea mea despre ea. Ok. Ea se îndrăgostește de imaginea ei despre mine. Uh-huh. Și relația este, de fapt, între mine și ea. Și atunci e un conflict, pentru că e o relație din asta în care sunt implicate mai multe lucruri decât ceea ce reușim să conștientizăm. Pentru că sunt și percepțiile care de cele mai multe ori strică tot. Exact. După care ies la suprafață toate șabloanele subconștiente, care de fapt sunt eu și este ea, nu este imaginea mea despre ea, respectiv imaginea despre mine. Și de asta spunea cineva că starea de îndrăgostire este chiar o stare negativă într-un anumit aspect, pentru că îți taie luciditatea. Și se știe, biochimia creierului, atunci când ne îndrăgostim, seamănă foarte mult cu starea de drogat. Și e foarte intensă starea și este foarte frumoasă atât timp cât poți să rămâi lucid. Și pentru mine, a începe o relație de cuplu într-un mod lucid înseamnă să știi care sunt defectele acelei persoane. Și să vrei totuși să faci asta. Să vrei să faci asta, atenție, să-ți asumi că acea persoană n-o să se schimbe. Ai tu o vorbă foarte interesantă pe care ai spus-o de mai multe ori în diverse contexte. Sper să nu o greșesc. Femeile intră în relații sperând că bărbații se vor schimba, iar bărbații intră în relații sperând că ele nu se vor schimba. Și se întâmplă exact invers. Și acolo apare durerea. Pentru că fiecare dintre noi avem anumite cicluri emoționale. S-ar putea ca eu cu o altă persoană să ne întâlnim în anumite etape emoționale ale vieții noastre în care suntem într-un fel, după care, dacă eu am, de exemplu, un ciclu emoțional de, nu știu, 3-4 luni, în care odată la 3-4 luni mi-e scade foarte mult energia și tind să mă refugiez, nu știu, să vreau să fiu singur sau să vreau să fug de lume, și nu mă vede cealaltă persoană în starea aia decât după 3-4 luni, ce te-ai schimbat, ce-i cu tine? Nu, honey, așa eram și înainte. Doar că noi ne întâlnim pe o perioadă foarte scurtă de timp, vedem o bucățică mică din omul respectiv, după care, na, stai un pic, dar tu nu erai așa. Ba da, nu v-ai este și asta parte din mine, doar că n-ai apucat sau n-ai vrut să vezi. Da, de asta spuneam din prieteni la mine și îmi spun, suntem împreună de, avem o relație de 6 luni, și zic, nu, voi aveți un început de început de relație după 6 luni. Un început de relație înseamnă un an, jumate, doi. De acolo e începutul de relație. Pentru că la un moment dat citisem un articol care spunea că la nivelul creierului avem un instinct foarte ciudat care ține de perpetuarea speciei. Adică, dacă vrem într-adevăr ca specia asta să evolueze foarte bine, biologic vorbind, noi avem nevoie să diversificăm ADN-ul. Că dacă menții ADN-ul tot în aceeași familie, la un moment dat se strică treaba. Uh-huh. Și atunci creierul nostru are acest instinct ca după undeva 2 ani, ca în momentul în care un copil începe să meargă și să devină un pic mai independent și nu mai are nevoie de atât de multă atenție, după 2 ani să nu mai stăm în relație de cuplu. Da, știu, sună foarte dureros pentru unii chestia asta, dar biologic vorbind, specia noastră nu este avantajată deloc de monogamie. Și noi ne forțăm creierul să putem să rămânem și dacă nu învățăm să gestionăm toate aceste emoții, instincte care vin inevitabil, atunci ne amăgim că suntem într-o relație de cuplu după 6 luni, vai Dumnezeu ce frumos este totul. Stai. Că aici femeia din mine este cu... Te rog? Deci... Provoacă-mă! Ai spus treaba asta cu 2 ani, cu așa. Monogamie, cu... Așa. Și apoi ai adus o completare foarte interesantă, că putem să învățăm să ne controlăm acele instincte care după 2 ani ne fac să vrem să plecăm din relație. 2-4 ani este regulă, așa. Ok, oricât or fi. Cuvântul de bază, la de care mă agăț, este faptul că putem să învățăm și să ne educăm comportamentul emoțional încât pe bune să construim o relație împlinitoare pe termen lung. Chiar dacă e să fim sinceri și să ne luăm și după studii, biologic vorbind, nu psihopupu, nu terapii, nu nimic. Nu ezoterism. Nu. Ci biologic vorbind, creierul nostru după 2 ani o să înceapă să caute altceva. Hai să-ți dau explicația foarte științifică și tehnică legată de acest subiect. Pe planeta asta există undeva 1200, aproape 1300 de specii de mamifere care au fost descoperite până acum și diverse specii de animale.
Din acele 1200 și ceva de specii, 20 sunt monogame. Adică, atenție, monogame înseamnă că își aleg un partener cu care trăiesc restul vieții lor, da? Okay. În sensul ăsta monogame. Atenție, sexual vorbind, niciuna dintre ele nu este monogamă. Adică trăiesc împreună și cresc puii împreună, dar se împerechează în continuare cu alte exemplare. Respectiv caută contactul sexual cu alte exemplare. Și acum... Ce bine că nu suntem animale! Ce bine că nu suntem animale! Ce bine că noi avem cortexul nostru prefrontal foarte bine dezvoltat și putem sau gândi și rațional. Sau pretindem că l-avem. Da, dar dacă te uiți un pic la ce se întâmplă în lume, există instinctul în continuare. Doar că noi găsim explicații foarte științifice de ce nu mai îmi place cu tine și mă simt atras de altcineva. Dar e exact același instinct în care, ok, m-am săturat, vreau diversitate. Punct. Eu am impresia că, învățând atât de multe de la tine legat de partea biologică a creierului nostru, cu cât știu mai multe legate de biologie, chiar dacă nu-mi plac, pentru că, da, tendința mea e să spun, băi, nu sunt de acord cu treaba asta, cu nu suntem făcuți să fim monogami. Femeia din mine suferă când aude asta, dar pentru că reușesc să învăț de la tine atât de multe lucruri, biologic vorbind, mi se pare că atunci când știi că setările din fabrică sunt astea, dar poți să le faci update, upgrade, follow-up, așa, cum vrei tu. Parcă prind un pic de curaj că măcar sunt conștientă că biologic mă duc spre o direcție, dacă vreau, liberul arbitru din mine poate să facă acele ajustări care să mă ducă spre starea de împlinire. E corect să gândesc așa? Este foarte corect. Nu este foarte corect să stai să te gândești că o să-ți treacă instinctele respective. Dar ce este interesant este că împreună cu Cami, în ultimii ani, cum am muncit foarte mult, fiecare cu propria persoană și împreună, am ajuns la niște trăiri, de exemplu, când facem dragoste, încât eu și dacă stau să mă gândesc, ok, oare cum ar fi cu altă femeie, știu că n-am cum să ajung la aceleași trăiri emoționale. Nu înseamnă că instinctele ei sau instinctele mele au dispărut. Deci nu înseamnă că nu te mai întreb din când în când, altă, uite ce atrăgătoare e femeia aia, oare cum ar fi să? Da. Înseamnă pur și simplu că îți dai seama că legătura emoțională dintre tine și ea și împlinirea pe care o trăiești cu ea, nu o vei putea trăi cu acea persoană și că alegi să nu. Este diferența între a trăi satisfacție versus împlinire. O, asta e foarte interesant. Pentru că dorința sexuală generează, împlinirea dorințelor sexuale generează o stare de satisfacție. Da. Da? Ei, împlinirea nevoilor emoționale și împlinirea emoțională vine cu acea stare care este net superioară acelei satisfacții. Care acea satisfacție umple un gol de foarte multe ori. Vine dintr-o tensiune, dintr-o dorință de genul, ok, trebuie să rezolvă problema. Chiar dacă acel ceva se rezolvă prin, vezi, Doamne, a face dragoste. Dar a face dragoste e acel nivel la care emoțional te conectezi cu persoana respectivă, mai ales că noi bărbații suntem ușor handicapați pe acest subiect de trăiri, de exemplu. O femeie poate să aibă mai multe tipuri de orgasme, noi putem să avem unul singur sau maxim două pentru cei care mai învață și anumite elemente. Și atunci, pentru un bărbat, împlinirea reală o să vină din conexiunea cu femeia. Care conexiune se construiește? Se construiește emoțional, trebuie să ai, tu să depășești toate blocajele tale și o relație de cuplu se construiește în timp pentru că trebuie să iei acea materie brută în care s-au întâlnit cei doi și au zis da, ceva e acolo și după aia să șlefuiești și să cureți și să scoți toate elementele negative și să amplifici alea pozitive, ca într-adevăr când stau să mă gândesc la cam, mi se umple sufletul prin simplu fapt că știu că este parte din viața mea. Și aseară vorbeam cu ea la telefon și i-am spus că ultima dată am fost împreună practic câteva ore, pentru că n-am avut timp, suntem ocupați amândoi foarte mult, dar acele câteva ore au fost o experiență de viață, nu știu cum să explic. Deci când stau să mă gândesc ce am trăit cu ea în acele câteva ore, este ca și atunci când merge, nu știu ce, vacanță super exotică și rămâi așa plin de experiența respectivă. No, pentru mine asta înseamnă relația de cuplu. Adică iei persoana cealaltă și atât de mult formezi relația și cureți relația dintre voi doi, încât a fi cu persoana respectivă să fie o experiență. Ce frumos! Așa e. De ce este atât de greu să avem relații de cuplu împlinitoare? Pentru că ne amăgim. Adică? Adică oamenii au senzația că atunci când găsești persoana aia, cu P mare, persoană,
atunci problemele se rezolvă și totul va fi bine. Și lucrurile se așează de la sine. Adică ar trebui să vină natural așa, nu? Dacă te ceri și dacă e nevoie să discuți și să vorbești, nu, clar, nu-i pentru tine, că ar trebui să curgă totul natural, să nu vă certați. Sper că ai înțeles din biologia noastră ce curge natural. Natural curg toate împlinirile acestea instinctuale, toată satisfacerea de nevoi. Dacă eu am nevoie de frustrare, tu o să-mi satisfaci nevoia respectivă și dacă mergem pe aceste instincte care se văd din ce ai trăit până acum, adică nu e ca și cum n-ai ști cum ești, la vârsta de 20-30 de ani, și atunci dacă tu mergi pe instinctele respective mai departe, atunci ce curge de acolo îs exact instinctele și vei merge mai departe. Iar atunci când te-ai cuplat și începi să observi instinctele tale, care erau și în alte relații, atunci începi de fapt să lucrezi cu tine și să construiești o relație de cuplu. De ce renunțăm așa de ușor la relație? Adică dacă îl găsim sau o găsim pe persoana care bifează și cele inconștiente și cele conștiente și alea bune și alea rele, trec, nu știu, jumătate de an, un an și apoi apar niște clinciuri. Care, din punctul meu de vedere, acum că am înțeles niște chestii, e natural să fie, dar totuși renunțăm. Și, din punctul meu de vedere, într-o era în care opțiunile noastre sunt atât de multe, sau cel puțin avem impresia că sunt atât de multe, cu accent pe impresie, e foarte ușor să-ți vină să zici, ok, nu merge, o să renunț și găsesc, caut pe altcineva, și apoi vine o perioadă de 3-4 ani în care acea căutare nu mai vine cu... Și avem tendința să ne întoarcem la persoana pe care am lăsat-o în urmă și doare și mai tare când vrei să construiești ceva cu cineva pe care, nu știu, ai lăsat în urmă, ai rănit, n-ai rănit. De ce facem asta? Pentru că suntem fraieri. No. Eu tot le zic la oamenii, în momentul în care ai o problemă în relație de cuplu, dacă nu e o chestie foarte gravă, gen, nu știu, bătăi, certuri, din asta, violențe, agresivități, ci doar suferi, stai acolo, nu fugi. Pentru că vorba românului, răul pe care îl cunoști este mai bun decât răul pe care nu îl cunoști. Dar numai aș vrea să punem accent pe ceva pentru oamenii care ne ascultă pentru prima dată. Să stai acolo nu înseamnă să stai și să nu faci nimic. Stai specific. Deci nu înseamnă să stai și să nu faci nimic. Atenție, disclaimer. Dacă asta e tendința ta de a nu face nimic oricum, o să stai acolo sau o să fugi tot una. Dar stai acolo pentru mine înseamnă să începi într-adevăr să înțelegi ce faci tu în chestia respectivă. Că dacă fugi de acolo din suferință, tot ce faci este în felul următor. Șabloanele tale negative și toate acele nevoi negative, subconștiente, inconștiente, pe care le ai, se împlinesc într-o relație de cuplu. Da? Acolo ți le împlinești, ți le satisfaci. Ei, de acolo, pentru că nu-ți convine în mod conștient ceea ce trăiești, o iei la fugă, faci o pauză, în pauza respectivă încă creierul tău se hrănește din amintiri și îți împlinești nevoile alea, satisfaci nevoile alea încă cumva amintindu-ți de suferința aia, după care când se estompează amintirile, începi să cauți pe altcineva, conștient sau inconștient. Și începi să simți că ești pregătit pentru altcineva. Exact. Dar acea pregătire înseamnă de fapt că s-au estompat amintirile suficient de mult să poți să te bagi într-o nouă relație în care să ajungi exact acolo unde erai. Na, dacă tot ai investit deja un timp în relația pe care o ai, atenție, din nou, revin, dacă sunt probleme grave în care, nu știu, un bărbat nu respectă o femeie, gen, țipete, critică, bătăi, de alea, nu sta acolo. Dar dacă este vorba doar de, nu știu, conflicte ocazionale sau niște tensiuni că apar odată la ceva vreme, apucă-te de lucru. Apucă-te de lucru tu cu tine să-ți dai seama, oare, de ce am ales fix persoana asta, frate? Când zice, nu ne potrivim. Ba da, vă potriviți perfect. Și atunci apucă-te să lucrezi cu tine, să-ți dai seama ce ai purtat dintr-o relație în alta, tu cu tine, comportamente, atitudini, moduri de a gândi, idei fixe pe care le ai. Frici pe care le-ai purtat. Identifică-le și apucă-te de lucru cu ele, așa încât să le poți transforma treptat și să vezi cum se schimbă și relația ta. Dar asta e un mod de evoluție care doare, adică e mult mai ușor să o iei la fugă, mult mai ușor pe termen scurt. Să iei la fugă și să te duci altundeva, unde în câțiva ani o să reconstruiești același lucru. Uh-huh. Doar că ai pierdut câțiva ani. Sau ar putea ca cei mai mulți să se gândească, păi da, da, măi, a doi ani când încă nu doare și după aia când doare o să fug iarăși. Da. Și o să fug iarăși, da? Și o să fug iarăși. Și ce antrenezi, așa este fuga. Pentru că inclusiv a fugi dintr-o relație face parte din șabloanele emoționale. Uite-te la unii bărbați. Adică... pur și simplu, ok, greu, nu înțeleg, nu merge, ceva nu e regulă, văd că nu te fac fericită, nu te pot împlină, du-te. Stai un pic, frate.
nu mă poți împlini pentru ce? Adică sunt femeia ta, sunt lângă tine, m-am dăruit cu totul și tu îmi zici, îmi pare, eu nu pot să-ți ofer ce ai nevoie. Bă, frate, crește-ți o pereche de ceva de care ai nevoie să fii bărbat și dacă chiar zici că mă iubești, atunci ține-te de treabă. Nu-mi zice că nu poți. Auci. Da, știu și pe multă lume o să doară chestia asta, dar ăsta e adevărul. Adică, da, femeile sunt mult mai sensibile și se închid mult mai ușor și sunt total de neînțeles pentru noi bărbații. Dincolo de asta, dacă tu chiar zici că ții la femeia respectivă, sunt două variante. Dacă chiar nu poți, atunci las-o, dar nu mai te băga în alte relații dacă ți-ai dat seama că nu ești în stare. Deci dacă nu ești pregătit, apoi nu fii pregătit atunci, pentru niciuna. Stai acasă, du-te călugărește-te, du-te undeva unde poți să ai grijă de tine, retrage-te în munți, fă ceva, dar lucrează înainte să intri într-o altă relație, să mai rănești o altă femeie. Dacă tu ai văzut că două, trei n-a mers și tot timpul ajungi la faza asta în care, mă, nu știu dacă eu pot sau nu merge sau ceva nu e în regulă, păi dacă cu două, trei n-a mers, s-ar putea ca tu să nu fii în regulă. Sau și tu. Deci e foarte important, important atitudinea asta de conștiență în care să-ți dai seama, stai puțin, nu cealaltă persoană e de vină pentru starea mea. Iar dacă nu cealaltă persoană e de vină, nu mai da în ea, una la mână, sau dacă vezi că într-adevăr nu te descurci, există situații în care pur și simplu îți dai seama, măi, nu am cu ce acum, nu am cum, știi? Nu am cum, na, bun. E în regulă, atunci spune persoanei respective, uite-te, chiar nu am. Deci dacă rămân în continuare și eu sufăr și tu suferi, ne chinuim reciproc, am nevoie de un timp în care chiar să lucrez cu mine. S-ar putea să te pierd, îmi asum chestia asta, dar atunci lucrează cu tine, frate, nu doar te neca în muncă și ai senzația că ai rezolvat problema pentru că ți-ai construit o carieră. Uh-huh. În momentul în care o să te deschizi din nou și o să zici, ok, acum parcă simt nevoia să fiu în relație și mă simt pregătit, pentru că tu în timpul ăsta ai construit o carieră și ai mai multă încredere în tine pe plan profesional, după când o să mergi înapoi în relație de cuplu, ești tot acolo. Tada, vei de la capăt. Aș vrea să fac o mențiune. Ceea ce vorbește Zoltan pare să fie foarte mult despre bărbații care fac asta, dar sunt și femei care fac asta și suntem multe care facem asta și da, am zis asta cu suntem. Da, suntem. Pentru că și eu am făcut chestia asta. Adică în momentul în care doare prea tare, te iei și fugi, mai ales dacă ai un comportament și un tipar de atașament care te face să fugi, da. Evitantul. Și fugi și începi să construiești o carieră și începi să te împlinești în alte părți, aparent. Și apoi când te liniștești din drama ta sau din ce pare a fi drama din mintea ta, când apare un alt bărbat, te întorci în exact punctul în care ai lăsat lucrurile în momentul în care te-ai înnecat în cariera ta. Da. Deci facem și același lucru și noi, fie femei, fie bărbați. E același fenomen, facem un pic diferit, modul uh-huh. în care se desfășoară tot procesul este diferit, dar într-adevăr și sunt și multe femei care fac acest lucru. Se întâmplă pentru că și femeile se închid emoțional, noi bărbații suntem închiși de foarte multe ori din start, adică nu știm neapărat ce se petrece în noi. Și da, femeile care sunt rănite au tendința asta de multe ori să se refugieze. Ani de zile, mi-a zis Cami, mie mi-e foarte bine singur, eu nu înțeleg, problemele mele încep în momentul în care apare un bărbat în viața mea, în rest, singură, e foarte bine. Și spuneam, normal că ți este foarte bine singură, pentru că atunci când e singură, nimeni nu-ți provoacă niciun fel de limite sau șabloane. Și la fel, și în cazul femeilor respective, e nevoie să rămâi implicat acolo, adică e un efort. Dacă vrei să rezolvi o problemă, atunci scoate bărbatul din tine dacă nu merge altfel și spune, bă, hai să fiu, dacă tot mă cred bărbată, hai să scot componenta respectivă de determinare și zic, mă, aici stau, doare, dar măcar îmi descoper latura feminină și știu ce să fac mai departe, în relația asta sau în alta. De foarte multe ori, de-a lungul discuției noastre, ai menționat, stai și lucrezi cu tine, fă ceva și lucrează cu tine. Poate inteligența emoțională să fie acea, nu știu, știință sau cum vrei tu să-i spui, care să-ți aducă instrumentele prin care să faci asta? Pentru mine, inteligența emoțională, așa foarte scurt spus, înseamnă să știi să lucrezi cu tine. Adică, să știi să lucrezi cu tine. Abilitățile de inteligență emoțională, abilitățile de conștientizare, abilitățile de control, abilitățile de colaborare cu ceilalți, toate acestea sunt niște... Țin de capacitatea ta de a-ți determina creierul și practic toată ființa să facă ce intenționezi în mod conștient. Adică să păstrezi cuplate cele două părți care tind să funcționeze separat.
partea rațională asta conștientă în care noi avem niște valori declarate și niște intenții și ce ne dorim de la viață, care merge pe o direcție, și partea cealaltă subconștientă care este programată de mici copii, de dinainte să vorbim, și care ne trage într-o altă direcție. Uh-huh. Inteligența emoțională pentru mine înseamnă că prin emoțiile, prin stările tale, prin gândurile tale, prin ceea ce se întâmplă în tine și în viața ta, să reușești să reglezi acești parametri, să reușești să gestionezi toată ființa ta, așa încât într-un final să aliniezi cele două direcții acolo unde îți dorești. Ce frumos ai zis! Vrei să-i întreb ceva pe cei care au ascultat acest episod? Eu sunt foarte curios de câte ori ai fugit dintr-o situație. Stai un pic și gândește-te care au fost momentele în care realmente ți-ai asumat cu demnitate, respect de sine și luciditate să faci o schimbare, și care au fost momentele sau câte au fost momentele în care ai găsit explicații foarte științifice pentru acele momente în care de fapt ai luat-o la fugă și de fapt te-ai închis și pur și simplu ai tulit-o. Poate ne scrieți în comentarii, fie pe blog, fie pe Facebook, ne-ar plăcea tare să citim poveștile voastre. Aștept acolo cu drag.